Salut toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod foarte special. De data aceasta o să facem un test, un quiz, anume cu 15 întrebări și din quizul ăsta vom afla ce cadouri sau dacă voi primi cadouri de la Moș Crăciun. Este un quiz așa în spiritul sărbătorilor, oricine la orice vârstă poate să primească un cadou de la Moș Crăciun și de-aia am decis să fac și eu acest test, să vedem dacă primim și noi ceva cadouri de la Moș Crăciun. Eu sincer mi-aș dori un avion, bine glumesc, de jucărie, de plastic. Hai să începem și noi acest test, vă voi lăsa testul în descriere să-l faceți și voi. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like să mă susțineți, pentru că avem destul de mulți hateri orice aș face. Pentru început, crezi că Moș Crăciun există? Crezi că există Moș Crăciun? Bă, să fiu sincer, eu cred că există Moș Crăciun și vreau să faceți și voi acest test și îmi spuneți ce vă răspunde vouă. Ok, trecem la următoarea întrebare cu numărul 2. Despre ce este Crăciunul în afară de o sărbătoare creștină? Ok, asta e o întrebare de baraj. A primit și a dăruit cadou. Cred că asta e, a primit cadouri, a dăruit. Nu știu, prea nebunie. Deci Crăciunul era cu Iisus Hristos, cred că. Și a primit și a dăruit cadou. Donezi diverse lucruri și cadouri pentru săraci de Crăciun? Bă, o să răspund sincer și nu prea am donat, deci nu. Vreau să răspundeți și voi sincer. Hai să vedem, următoarea întrebare. Știi care este semnificația creștină a sărbătorii? Oarecum aceeași pentru toți creștinii, nașterea lui Isus, cred că asta e. La ce te gândești când spui Moș Crăciun? Bă, la ce mă gândesc eu când spun Moș Crăciun? La laptopul pe care l-am văzut pe net. Nu. La colindători. Nu. La magie, dragoste, bine. Chiar mă simt așa, nu știu. Cu magie, dragoste și iubire. Hai să trecem. Completează fraza. Moș Crăciun cu plete de albe a sosit de prin nămeți. Bineînțeles. Ce cadou aștepți de la o persoană săracă de Crăciun? Mă, ce cadou aș aștepta eu de la o persoană săracă de Crăciun? Ceva de genul unui iPod, e vreo 400 de lei. Nu aș vrea. Ce aștept? Nimic. Un tricou sau ceva de genul. De la o persoană săracă nu am nicio așteptare, deci o să zic ce aștept, nimic. Care este cel mai enervant lucru în legătură cu Moș Crăciun? Nimic, Moș Crăciun este minunat și magic. Că oamenii încă mai cred în el, că dăruiește cărbuni la cei obraznici. Care este cel mai enervant lucru? Nimic. Nimic. Moș Crăciun este minunat și magic. Bă, e frumos să crezi în ceva. Adică chiar în Moș Crăciun, când vine sărbătoarea așa, să te simți altfel. Care este cel mai rău lucru pe care l-ai făcut în anul acesta? Am vorbit de rău pe alții. Am furat lucruri din magazine. Am downloadat muzică de pe site ilegal. Bă! Ce lucruri urâte. Am vorbit de rău pe alții. Cred că asta se încadrează, că nu am făcut astea două și eu o să pun a treia. Chiar dacă n-am downloadat, zicem că am downloadat. Cine mai downloadează muzică când ai YouTube, frate? Ce este Moș Crăciun pentru tine? Magie, bucurie, o persoană care dorește, nu este real, nimeni nu înțelege. O persoană care dorește cadouri și locuiește la Polul Nord. Magie, bucurie, o persoană care dorește. Asta e. Care cuvânt îți amintește despre Moș Crăciun? Părinții mei, cadoul, magie. Cadoul îmi amintește de Moș Crăciun, adică asta e semnificația lui, că îți aduce cadoul, cred eu. Mai departe, în fiecare an, pentru tine cadourile sunt o surpriză, le știu dinainte de a le deschide, trag cu ochiul la ele în fiecare an, cărbun, cărbun și mai mulți cărbun. Bă, nu știu de unde a pornit asta cu cărbun, pentru că eu n-am nimic cu cărbunii. O surpriză. Mai departe, întrebarea numărul 13. Crezi că vei primi cadou de la Moș Crăciun acesta? Să zic că da. Moș Crăciun poate fi oricine. Da, deci cred că voi primi cadouri. De la 1 la 5, cât de cuminte ai fost anul acesta? Hai, mă, să zicem. Depinde la ce se referă. Când zice cuminte, hai să zic 4. Am fost decent cuminte. Ai răspuns sincer la toate întrebările? Da, la toate întrebările am răspuns sincer, dăm finalizează test și vedem. Hai să vedem, deci ăsta este rezultatul testului. Rezultatul tău la testul, vei primi cadoul de la Moș Crăciun este 90 de puncte din maxim 100 de puncte. Ai șanse să primești un cadou anul acesta de la Moș Crăciun.
Cu siguranță vei primi cadouri de la Moș Crăciunul acesta. Poți fi chiar mai bun decât ai fost anul acesta pentru Crăciunul următor, pentru că știi că cu cât ești mai bun, cu atât vei primi mai multe cadouri. Acest test este pentru amuzament, așa că nu știu sigur dacă vei primi sau nu cadouri. Nu sunt chiar Moș Crăciun, ok. Sperăm că ți-a plăcut testul. Crăciunul este o perioadă minunată pe care o petrecem împreună cu familia și prieteni. Sunt convins că știi deja asta. Crăciunul este cea mai potrivită pentru a pregăti și în ultimul rând pentru a oferi cadouri. Vedem foarte drăguț în spiritul sărbătorilor. Cam atât și cu acest episod. Acesta a fost testul. Sper că v-a plăcut și n-am supărat pe nimeni. A fost video mai mult pentru amuzament, așa puțin, și să ne mai aducem aminte de Crăciun. La revedere și nu uitați de like!